Salutare acvariști și acvariste! Unii dintre voi ați semnalat dorința de a ține și scoici în acvariu. Există două probleme majore cu această intenție. Prima problemă este legată de felul în care se hrănesc aceste animale și anume sunt animale care filtrează apa, iar o apă limpede nu poate să conțină destulă mâncare pentru ele. Aceste animale extrag din apă tot felul de creaturi microscopice pe care le vor consuma și ca să ai atâta hrană pentru scoci va trebui să ai o apă care este permanent tulbure. A doua problemă este legată de felul în care se înmulțesc. În înmulțirea multor specii de scoci, larvele acestora ajung pe branhiile peștilor. În natură acesta nu este o problemă pentru că avem factorul de dizolvare. Larvele acestor scoci se vor dezvolta stând pe branhiile peștilor. Asta înseamnă că vor reduce cu mult suprafața de oxigenare și peștii pot să moară asfixiați. Având în vedere că anumite specii de scoci vor lansa sute de asemenea larve în apă, iar toate larvele vor căuta să se fixeze pe branhii, un acvariu mic nu o să fie o idee excelentă. Singura specie pe care am găsit-o care ar putea să stea împreună cu peștii fără să-i omoare este Corbicula fluminea sau scoica asiatică. Este o scoică gălbenie și dacă această scoică ajunge cumva în sistemul de canalizare sau să zicem larvele scoicii ajung în sistemul de canalizare, atunci există un risc destul de mare ca scoica respectivă să înfunde sistemul de canalizare. Dacă citiți un pic mai mult despre specia respectivă, o să găsiți diverse povestiri în care aceste scoici cauzează probleme la diferite reactoare nucleare sau la alte sisteme în care există niște țevi prin care curge apă relativ caldă. Specia este foarte rezistentă și la poluare, este rezistentă la tot felul de condiții și aici inclusiv temperaturi și pH. Deci este o scoică invazivă și totodată rămâne problema hrănirii, care la fel ca și la alte specii este destul de dificilă. O problemă mare în legătură cu această hrănire este că la scoici nu prea se vede dacă slăbesc, ar trebui să-i cântăriți periodic și ar trebui să folosiți un cântar foarte precis care lucrează cu precizie de o zecime de gram ca să puteți urmări evoluția scoicii. În cazul în care scoica nu primește destulă mâncare din coloana de apă, care este foarte posibil, atunci va trebui să o hrăniți cu o seringă, iar asta înseamnă timp și efort pierdut în fiecare zi de câteva ori. Și cam asta ar fi episodul de azi. Sper că v-am lămurit în legătură cu acest subiect și nu o să faceți greșeala să începeți să băgați aceste animale în acvarii cu pești și în acvarii pe care vreți să le aveți cu apă limpede. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.